Cred că era extrem de important pentru că pur și simplu nu există un asemenea produs în piața de finanțare în România. Am căutat mult, nu numai în Europa, dar în general genul ăsta de finanțare și am observat că îl regăsim în alte țări. În România nu a fost posibil până acum și iată că de data aceasta sper să fie un start bun și un început bun pentru piața de IFN în România. Cred foarte mult în ideea de voluntariat, eu personal, și îmi doresc mult să ajut inclusiv în felul acesta să finanțez, să investesc într-un asemenea produs care până la urmă ajută întreprinderi sociale, asociații, fundații, pentru că, vă spuneam, sunt, cred foarte mult în ideea asta de voluntariat, sunt inclusiv rezervist voluntar în Ministerul Apărării Naționale, fac foarte multe activități de voluntariat, sunt membru în Crucea Roșie, în Societatea de Crucea Roșie, sunt voluntar, deci e extraordinar că a apărut acest produs și era imposibil să nu fiu aici.